Hai vă salut, bună dimineața, iată în acest video, iată în acest video vă voi povesti încă o întâmplare haioasă din viața mea. Mi-am adus aminte, chiar a fost o chestie, am un prieten care lucrează analist programator și, în fine, are niște, să zicem așa, niște conexiuni, niște colegi de servici din... El lucrează de acasă și mi-a arătat o poză cu un tip care, în fine, a zis că e rus, dar ăla seamănă rus cum sunt eu, fată mare. Și o să vă povestesc acum o întâmplare. Băi, ajunsesem până în Irlanda până în 2005 și am avut o perioadă de vreo câteva luni, cam 3-4 luni, când am avut un job de ăsta pasager și anume... Lucram în construcție, acolo vreau să zic că m-am bucurat într-un fel că am lucrat cam prin mai tot ce se poate face, mai puțin gresie, faianță, parchet, asta nu știu să fac, în rest am învățat, formare la locul de muncă. În fine, așa, și acolo dintr-o dată, la vreo, să zic așa, o lună de zile, îmi dă pe unul, eu deja eram schelist, da, fără acte, dar în fine eram super profesionist, cum s-ar spune, să învață foarte repede, așa complicat, da? Și îmi dă un brazilian, unul la vreo, tot așa, mai mic, vreo 3-4 ani decât mine, nu prea știa la engleză și eu eram coordonator de lucrări, deja devenisem coordonator de lucrări, eu sunt genul de persoană, nu că mă laud, dar prin practică învăț foarte repede și deja am și idei, în fine. Și mi l-a dat pe ăla, că aveam nevoie de un... de o persoană care să-mi dea la mână ce aveam eu de făcut la schelă, segmentul respectiv, materiale respective, etc. Și mi-e dă păr. Ăsta nu prea știa limba engleză. În fine, nu că știam și eu cine știe ce engleză. Și el vorbea așa, my name is Silveiro, me from Brazil. Așa, în fine. Ăsta acum, patronul la care lucram eu, îl plătea pe ăsta cash in hand, adică îi plătea, nu era cu acte, că i-a zis ăsta, bă, adu-mi încoace actele, să-ți fac acte, să-ți fac nu știu ce, ca să poți să te plătesc, nu? Așa, dă-mi cu asta, pașaportele portughezi, and I don't know, mi casa, pentru că și la portughez tot așa, brazilienii vorbesc portugheză, așa, la fuego, pașaportul destroy. Adică i-a luat casa a foc și în fine, și asta stau ok, hau, te mai aștept 2 săptămâni, sau nu, 3, nu, o lună, nu mai țin minte, i-a dat 3-4 săptămâni ăsta, adun pașaport, vezi, te duci la ambasadă, i-a zis, bă, te duci la ambasadă și hau, vezi ce faci, și așa, bun. Băi, nene, vine ăsta după vreo, eu uitasem, cum să zic, eu uitasem de, îl am și acum, am poze cu el, am filmat, nu mai știu pe unde este. Eu uitasem de șmecheria asta, vine într-o sâmbătă, eu mai făceam sâmbăta și duminica, acolo mă chema ăsta patronul, că m-a văzut că și eu eram un nebun, în sensul că vreau să învăț, am zis, bă, dacă tot sunt pe aici și n-am ce face, n-am, în fine, puii mei engleză nu prea știu, așa mă duc în cârciumă, eu sunt extraterestru, aia vorbesc, mai bine câte o gagică, eu mă duc la o gagică să spire ea de mine, tralala, orice îmi ziceau ăștia, spuneam atât, I don't speak English, așa ziceam eu atunci, deci nu e rușine, asta a fost. Îi spuneam așa, excuse me, I have a little English, I don't speak English, atât îi spuneam. Și mai că, cum sunt irlandezi aici? Hello, how are you, buddy? Ce faci? Nu știu ce. Cheers, man. Did you see the match last night? Chestii de-astea, știi? Așa. Băi, nene, și vine ăla după vreo 3 săptămâni. Amigo. Așa îmi spunea mie. Amigo, look at me. Have a pașaport now. Pașaportul comunitatea europeană. Zic, ce ai, mă? Eu am zis, pui mei, nu știu, a mie pasaportul, bă, și scoate ăsta că trebuia să vină patronul. Patronul era un orca alcoolic, deci orca alcoolici sunt acei oameni care au bani, printre altele au și bani, ăsta în cazul patronului era, avea bani mai mult decât Becali, toată lumea cunoaște pe Gigi Becali, nu Giovanni, pe Gigi Becali, avea mai mulți bani decât Gigi Becali, construia case, cartiere ăsta, erau fermieri și fui mei, constructori din tată în fiu, așa.
Băi, ăsta i-am spus și l-am întrebat, băi, cum metri, zic, dar tu te duci tu acasă că ai nevoastră, a, nu, 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 că trebuie să văd ce se întâmplă, eu cu patron, ăsta trebuie să văd ce se întâmplă, trebuie să verific, trebuie, în fine, ce mai înțelegeam și eu acolo. Așa, și la ce nivel eram eu cu engleza, mi-a zis odată, du-te și adu lopata și eu a venit cu roaba, cu ciment, deci poți să, puteți să vă dați seama. Așa, odată mi-a zis să aduc o căldare și am urcat cu 4 saci de ciment la etajul 1, pe schelă, în fine. Cam la ăla era nivelul meu de engleză la început, în fine. Și ăsta venea sâmbătă, duminică, mai că mai spuneam eu, bă, dă schela aia jos, vezi că acolo nu-i bine, ia ăsta teleporterul, te-l pun un fel de telemac de la cu furcă, așa, ia paleția de acolo, mută-i în partea ei, la paleții erau pe schelă, în fine, mută-i că trebuie să pună țiglele pe casă. Ia. Și vine ăsta, bossi, bossi, ăsta zice, yes, yes, man, man, man. Așa vorbea ăsta. So, do you have a passport now? Do you have a passport now? I said, oh yeah, mie, lucky, pasaporte. Băi, să uită ăsta patronul. Așa. Nici patronul ăsta avea față de prost, dar nu era prost. Și-l buvnește rusul și-mi dă mie pașaportul. Și mă uit și eu, bă, mâncava-și gura voastră. Deci, brazilianul ăsta cum arăta, așa să zic? Era un fel de Camara, dar un pic mai negru la culoare, așa, sau un fel de Loret, mai neagră decât e, până la urmă nu-i vorba aici de rasism, e vorba de culoare. Da? Așa. Deci era cam așa, mă, culoarea asta. Asta era culoarea brazilianului, așa, cu părul cârlionțat, așa, și ea, ce credeți că pașaport avea ăla, mă? Eu am prins șmecheria, zic, bă, ăsta, da, așa, să-și ia un pașaport ăsta de comunitate europeană, că poate la portughez nu era bun și, în fine, na. Așa, băi, mâncava și gura voastră. Mă uit la numele lui, când v-a deschis ăsta, s-a uitat la poză, cum? Bă, știți cum era trecut ăsta, cum îl chema pe ăsta? Nu era Silveiro, cum îl chema pe ăla. Silveiro, na, Oliveira, Oliveira, așa. Îl chema, acum, ca idee. Îl chema un fel de Arvidas Bradauskas Kirkarkikis. Deci era pașaport lituanian. Ăsta era născut, că m-am uitat, era născut în Kaunas, Kaunas fiind un oraș în Lituania. Așa, omul era cetățean lituanian. De unde dracu a cumpărat? Bă, dacă pașaportul era bun. Mirosea cerneala asta. Nu știu cine a făcut lui combinația, că l-a făcut pe fraier cetățean lituanian și cu nume lituanian. Eu acum, fine, patronul, bine, ok, e sigur că vrei să trimit asta la, așa, să încep să-ți plătesc taxe pe noi, sau, mie, yeah, sure, no problem, sta bine, de timpul imei, eu fi zis. Și stau așa și zic, bă, dar ia stai puțin, auzi, mă, ia vină cu aici. Zic, cât ai dat tu, păpă? Mie, pedi, 1000 dinero. Zic, ce dinero, mă, cât, ce euro? Zic, lire chinezești, ce pui mei, lire turcești, ien japonez, zic, cât? No, 1000 euro. Așa, și zic, bă, dar tu ești cretin la cap, mă? Păi te-a trecut la pașaport lituanian, tu ești, în primul rând, ăia nu-s de culoare, toți sunt albi, cum sunt și eu și așa, mă înțelegi, te-a mai trecut și cu nume de la, mă înțelegi, dacă te oprește, mă, poliția sau vine unul și ce ia, mă, ia de aici, la telefon, ia un traiute, ambasada lituană, ia vorbește, mă, cu ăștia în limba lituană, zici, știi ceva măcar în limba lor? Mino, probleme, no, mie, amigo, adică că nu-i problemă, zic, bine, mă, mâncați-și gura. Zic, băi, nene, i-a zis și lui ăsta, la patronul meu, băi, Joe, lasă-l dracu cum ăsta stare așa, are până așa, te pui, nu tu un probleme, îl pui pe ăsta, dă-l în pui mei, lasă-l la negru, ține la negru cât e să fie și lasă-l așa, mâncați-și gura, dă-i cash in hand și zic, nu-i mai. Auzi, bă, nene, venise ăsta negru de fum, cu dita, mai auzi, ce, e ca și cum aș duce eu acum, da? Deci ca și cum aș duce, și într-adevăr, hai să zic, acum e la modă, că au migrat multe popoare, deci nu mai e problemă. Dar ăla era deja născut, era în 81 sau 82, ținite, data, i-a pus ea o data nașterii, i-a mai pus, auzi și ce dată, bă? Întâia i-a pus ăla, bă, zic, mă, măcar nu spunea să un 22, un 15 a 8-a, în puii mei, sau un 15 a 4-a, ți-a pus întâia 81, mă? Sau 82, nu mai țin minte, vreau să zic. Și o perioadă când nu prea migra lumea. Și zic, bă, poate niște emigranți, nu știu, sud-americani s-au dus pe acolo până, și au și ce țară? Lituania, că Lituania e o fostă Republica Unională, în fine, și acolo, na,
nu prea ai ce să faci, migrezi, înțeleg, în Spania, în Italia, dezvoltată, nu știu, Lituania e o țară în curs de dezvoltare, așa, la fel ca și Latvia, da, cum e și România, de altfel. Da, auzi, făcuse-l ăsta pe așa, ăla s-a născut în 82 sau 81 în Lituania. Ce să mai, da, aia zic, băi, nene, râsul curcilor, am zis ăsta, bă, chiar așa tâmpit ești? Ce să mai, și asta mi-a adus aminte tot așa de un banc, da, cu bancul ăla, cu războiul rece, imediat după al doilea război mondial, așa începe războiul rece între americani și ruși. Și acum americanii pregătesc ei un spion, bă, timp de 20 de ani îl pregătim pe ăsta, pac, și îl parașutăm acolo în comuna aia lângă Moscova, că acolo au ăștia o fabrică de asta de, în fine, o fabrică pentru fabricarea armelor strategice, nu știu ce, sistemele de ghidare la rachetele noastre, satan, nucleare, nu știu ce. Bun. Bă, după 20 de ani îl iau ăștia, îl pregătesc pe ăla, limba rusă, îl dă ăsta să bea, îl învață toate obiceiurile, pe toți din comuna aia, 7266 de persoane, pe toți, istoricul la toți, copii, nepoți, spun, îl parașutează pe ăsta. Pac! Pe la 5 dimineața, în lanul de porumb, cade ăsta cu parașuta, se dezbracă frumos, rămâne în straile alea rusești, trage și o pălărie, mă înțelegi, cu sticla de vodcă, o paporniță de aia, cu sticla de vodcă așa, nu știu ce, știi, să-și intre fraierul în rol. Bă, o ia așa, merge ce merge, după vreo 3 km, că l-a parașutat chiar în o gradă la 1 încă. După vreo 3 km, la 3 km apropiere de comuna respectivă, unde au zis americanii că acolo și ce fabrică fac ăștia sisteme de ghidare pentru rachetă și dar ea să infiltreze, să împași. Așa se întâlnește cu Igor, cu căruță. Ăsta se ducea la coasă. O, zdraz, uite, Idor, și tot de elait ăsta american. O, zdraz, uite, tovarăși, și tot de elait. Noga era bota în azivona, ce faci, nu știu ce, muncești, ok, pralala, bine, ok, bă, dar ce am auzit de fitul eu, că a intrat la facultate. Da, da, a intrat la facultate, la Moscova, așa. Da, da, am auzit că a intrat pe locul 3, normal trebuia să intre pe locul 2, dar pentru alea 200 timp, nu știu ce, la care ăsta, ce, aia, păi las totuși și fii, mă bucur, că până la urmă nu contează cu cât a intrat, important e cu cât ies. Bun, la revedere. La revedere, Igor, la care Igor zice, la revedere, domnule american. Ăsta dintr-o dată tresare, bă, de unde pui mește asta că sunt eu american? Să uită așa, pe mă, ce dracu, am vreo etichetă, mă, unde dracu, că n-am. Să uită, bă, asta e sticla de vodcă, nu-i de Coca-Cola, ce pui? În fine, mai merge ce merge, intră în comuna respectivă. Vladimir părea un tractor acolo și era la poartă. O, salut, Vladimir, ce faci? Ăsta, o, să trăiți, să trăiți, ce faci, merge, merge treaba. Da, da, pregătiți tractorul să mă duc la Arad. Bă, de azi ai rezolvat problema cu Semeringul, că am înțeles că a trebuit să vină de la Vladivostok, din China, cu vaporul ălea, ălea, nu știu ce ai rezolvat până la, nu? Bă, da, fita ce am zis, am zis că a făcut avor fita, dar nu trebuia la asta din capul satului, la Ludmila, pentru că, pui mei, știi că asta se duce și pe la poliție, te toară, a, păi las că s-a rezolvat până la urmă, că, na, s-a dus și la discotecă, nu știu, tra, vorbește cu ăsta, hai la revedere, la care ăsta, la revedere, domnule american. Iar ăsta, bă, de unde pui mește ăsta, bă, că sunt eu american? Tu zgâtul, mătii, viață. Mai merge, intră în cârciu. Acolo era Mișa. Mișa, că, oho, Mișa, și tot de la it. Am auzit că aseară ai băgat la păcănele, te-ai cam dus tot salariul pe luna trecută. Ălea, ălea, dar lasă că să mai știi cum e la păcănele, când în sus, cât în jos. Am auzit că te-ai certat și cu patronul, cu așa, până la urmă, lasă, știi și tu că e mai și el nervos, știi că fisul pe la pușcărie, știi cum e, gama, ăla s-a făcut de râs în sat, că a făcut ca scandalul ăla atunci, nu știu ce, tralala, dă și mie o vodcă, dă ăsta o vodcă, pac, bea, hai la revedere, Mișa, la care Mișa, la revedere, domnule american. La care stat iar tresare, da, stai, ia stai, mă, băga mea și, bă, de unde dracu știți voi, bă, că sunt eu american? M-au luat ăștia, m-au pregătit 20 de ani, m-au asta, ce pui, m-a turnat ăștia ai mei de la serviciu, ce, de unde, CIA-ul, de unde știți, bă, că sunt eu american? La care ăsta zice, păi dracu, am mai văzut rus negru? Deci, da, americanii pregătise un rus negru, cea mai bun camuflaj, așa și cu brazilianul meu. Da, lituanian, negru, ge, culoarea asta. Avea și nume lituanian și dacă îl întrebai, zi-mă și mie, zice, înseamnă Rukimas Judo. Rukimas Judo înseamnă tutunul ucide sau măcar să zici bună ziua la Badiana sau măcar bună seara la Bazbacaras. Da, kai plaikais mano draugas, da? Viso gerai, la revedere, măcar puțină lituaniană să știi și tu. Dar el nimic, nu știa nimic. Da? Ce să mă, asta este. Acum nu mai știu pe unde e brazilianul meu. În fine, făceam tot felul de nebunii cu ăla. Când lucram cu ăla, ne învățam tot felul de expresii de-astea
inteligente de abordare a persoanei. Eu îl învățam pe el prostii, el pe mine prostii în limba lui, eu în limba mea și tot numai prostii ne învățam. Ce, a, și altă fază tare cu brazilianul, mi-am adus aminte că să leagă, zic, să nu mai fac. Băi, ăsta patronul la care avea firma asta de construcții, nevastă sa și ea era privatizată, era și acum este. Așa, și asta avea seră, de cea mai tare seră din județ. Așa, cultiva tot felul, avea cu solare de-astea, cum fi. Și mai au dat patronul, bă, ce faci, mă sună ăsta într-o vineri, bă, ia zi, mâine ai ceva, trebuie să fac o curățenie, că nevastă mea vrea să facă, să dreagă, nu știu, și trebuie până spate pe acolo, pe la sere, să curățăm, să tundem, să nu știu ce. Zic, bine, hai, zice, să explic eu mâine. Zic, bine, sună-l și pe... Am uitat cum îl chema, eu ziceam Amigo. Așa, sună-l și pe Amigo ăla ca să vină cu tine. Îl sun pe Amigo, ce faci, nu știu ce. Mie, drinke, cerveza? Adică el bea bere atunci. Ce faci, mă? Eu bebă cerveza, Amigo, eu bebă cerveza. Zic, bine, mă, vei lasă cerveza, neșerveza, mâine vezi că merge la treabă. Unde? Tomorrow we have to go for... Where work it tomorrow? Zic, bă, la Joe. No. În fine, a înțeles el. Mă duc, îl iau pe ăsta, hai mă, vin un coci. Ajungem la ăsta, la Joe, la patronul ăsta cu construcții. Ok, Joe, ce facem? Ăla a venit frumos... Și ne-a explicat. Bă, în spate acolo, bă, erau sere, mai multe sere de-astea. În spate la alea erau niște buruieni, mi-a dat o de-asta, o coasă de-aia mecanică, așa, o țineai pe tine, brrr, și astea cu o oață de-aia, așa, de sunt fine, știi ce e aia coasă mecanică, așa, nu coasă de-asta ca la noi românii. Și mi-a zis-o, băi, vezi aici, tuns tot. Mi-a dat mie o coasă, l-o la o coasă, tu o e la dreapta, ăsta o e la stângă. Eu am văzut niște buruieni mai acana mai așa, zic, bă, dar alea în pui mei asta, nu merge. Nu, acolo, zice, îți dau eu un trimmer de ăsta, o drujbă de aia, v-am povestit eu cu drujba la fazac. Așa, ăla pentru garviu, ăla îl tai și pe ăla rupere. Ok, băi nene, ne apucăm noi, brrr, pe ăla într-o parte, eu într-o parte, hau, hau, bă, dar era mult de tăiat, era cam lățime să-mi bag picioarele, era... cred că vreo 5 metri așa lățime în spate și trebuia curățat tot frumos așa și lungime, cred că erau vreo 50 de metri, în dreapta 50, mult care și la domeniu, avea serie. La un moment dat, după vreo ce imite, vine ăsta repede, ăsta mă bate pe umăr și a început să-mi explice, vezi că acolo nu trebuie să, eu cu coasa aia mergând așa, să nu asta acolo așa și eu ce am înțeles așa că să nu mai tai, eu asta am înțeles, să nu mai tai prea jos iarba. Zic, mă, ce dracu stai tâmpit la cap? Într-adevăr, noi tăiam cu coasa aia mecanică și după aia niceam cu mașina de tuns. Că nu puteai, că era iarba până la genunchi, mâncava și gura voastră. Așa. Și prima dată trebuia să te duci de 2-3 ori, da, pe nivel și după aia cu mașina de tuns. Când mai rămânea atâta iarbă, băgai mașina de tuns, mai ceași cu aia de 2 ori. Am înțeles. Eu am înțeles, zic, bă, nene, să nu mai tai prea jos, să pui mei, că după aia să bagi, bă, stai nebun, că mai ai înțeles, ai înțeles? Zic, da, am înțeles. Așa. Și ce mi-explica el acolo, că, fine, copaci, buruienile alea, lăstari, erau niște lăstari, mă, asta era, niște lăstari așa, că ea să nu mă duc cu asta să-i tai. Cu coasa mecanică. Păi zic, normal că aia, ața aia, dacă intru aia, să taie cu, zic, de-asta, cu trimmerul ăla, zic. Ăsta nu, dă trimmerul încoace, că normal drujba aia pentru gardul vin, ne-a dus să tăiem căcatul ăia lăstarii. Avea ăsta lăstar și în partea stângă și în partea dreaptă. Ăsta ne-a luat, ăla, cum îi zice, drujba aia pentru gardul viu, așa. Și, pe fine, și azi, nu tai cu asta, să nu tai. Și ăla s-a exprimat ciudat, în fine și la engleza mea de atunci eram și eu mahmur, că da, vineri, ăla când m-a sunat, eu deja trecusem atât de la gâtul sticlei de whisky, așa, deci eu băuse deja 3-400, în fine, am mai băut eu după aia și după aia m-am culcat, în fine, și am înțeles eu, bă, iau-te bulangiul ăsta, mă, ne-a luat asta, lasă că vedem noi, îl rupem, noi vedem ce face, așa. Deci asta am înțeles de la ăla, că n-a luat alea drujba de garviu, că să nu tăiem cu ăla, cu alea să nu tăiem și cum s-a exprimat el, sau poate omul s-a exprimat bine. Lăstarii aia, mă, bă, erau mulți, atenție. Unii aveau niște mugurei de aia frumoși, bă, miroseau îngrozitor, foarte frumos. Și zic, ia uite, bă, ce cretin și ăsta am puii mei, dar ce dracu, în fine.
Bă, ne apucăm noi, tundem noi cu coasele alea pe acolo, tundem pe lângă, am ajuns la nivelul, în fine, am ajuns la momentul în care trebuia să folosim mașină de aia de tuns iarbă. Avea ăla trei mașini de alea, fine, ne-a adus două. Eu acum ce zic? Bă, mă duc cu mașina de tuns iarbă, i-am zis, pleași la Amigo, vezi, te duci cu mașina de tuns iarbă și lăstarea îi lași, tundem pe lângă ei și după aia dă-i pui mei, smulgem, îi rupem pe genunchi, vedem ce facem. Sau mă duc eu, caut eu o foarfecă până ai avea seara acolo, îți dai. Bă, nene, zi și făcut, am tuns cu mașina, pac, 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 la un moment dat, gata, lăstarea au rămas. Așa, bă, am încercat eu să, zic, hai să-i trag, să-i smulg, ce vorbești, mă, nimic. Hai să-i rupem pe la, așa, mai de jos, de la pământ. Am îndoit eu un căcat de la nimic, mă, nene, era foarte elastic să-mi bag. A, băgăm așa. Mă duc eu pe acolo, ăsta plecase, nu era acolo. Că eu m-am dus prima dată la ei la casă, zic, băi, Joe, vină încoace că am terminat, dă-ne ceva, să dacă nu toiem cu asta, dă-ne o foarfecă. Am țipat, eu am sunat pe la sonerie, nu știu ce, nu era nici de vasă, în fine a ieșit fisul, i-am spus, bă, unde-i tactul, nu știu ce, l-am dus pe la în spate, uite, vezi că trebuie să tăiem asta, dă-ne ceva, bă, nu zici, mă, că ne dă fisul foarfecă, dai așa, avea la vreo 15 foarfece acolo, pe dimensiuni, așa, dai-a în unghii, în asta, am luat eu una, i-am dat lui Amigo, Amigo, hai să ne apucăm să tunde. Bă, și am tuns lăstarea așa mai de jos de la pământ, am făcut treabă frumos, pac, pac, nu știu ce, terminasem și repede, cam în 4-5 ore am terminat și ăsta trebuia să vină pe la ora 3. Noi deja terminasem, era de ora 11, nici nu mai știu, ne plictis. Așa am stat eu frumos cu Amigo și povesteam și el în portugheza lui, eu în româna mea, mai dădeam și în engleză, nu știu ce, l-așteptam pe ăsta să vină, să ne plătească acum. Că am făcut treabă bună. Băi, mânca, bașgură, bine asta. Hei, ce fac băieții, nu știu ce, și la un moment dat când ce fac băieții s-a dus pe stânga așa și când a văzut câmpul ăla frumos tuns și fără lăstarie, deodată îl văd, avea, băi, ăsta, dacă era orică alcoolic și așa, ăsta, om pe șantier, bă, avea cască de aia de protecție în cap, ca și cască de aia de miner. Băi, ia casca aia și aruncă cu ea de pământ. Ce s-a făcut? Ce ați făcut? What the fuck? Fucking idiots! Fucking nu știu ce! Fai dracu idioți! Ia uite ce-a... Bă, mă, ce ați spus? Zic, bă, nebunit ăsta, ce morții lui are, mă, mâncava și gura voastră. Ne-a făcut cheie, ne-a chemat la muncă să ne bată, să ne ia organele, să nu știu ce, hata, știi ce, ce? Bă, și mi-a explicat, stai așa că nu știu. Bă, vine și cu nevastă să. Vine aia. Bă, să uită stânga și aia, să uită dreapta și explica ăla acolo. Nu știu ce, îi sărea și bale din gură că era nervos om. Mamă, și își pune și ea mâinile în cap și începe aia să plângă. Aaa, ce ați făcut? Ce ați făcut aici? Nu știu, zic, ce-a făcut, mă, nene? Zic, nu știu. I-am zis, păi n-ai zis, mă, tu să nu, nu, a zis să nu taie ea. Bă, erau niște lăstari morților în gură, erau... Și că din lăstare ea creștea după aia în mijloc ca un copac puii mei, nu știu ce era ăla, levănțică de Madagascar, puii mei, lalele, nu lalele, așa, salcie de Honolulu, nu pot să-mi dau seama, căci că un lăzbund ăsta, o sămânță de aia ca să crească, ci că din 40 de semințe, doar una germinează, nu știu ce, că a început nevastă să se ne explice și plângea, mă înțelegi, ca și cum l-am omorât pe fisul și acum ne explica de fapt fisul cât s-a chinuit să-l crească și nu știu ce, că doar din 40 de semințe, doar una germinează și semințele le-a cumpărat cu 50 de euro bucata și nu știu ce, că ăla sunt lăstar și după aia crește un copac în mijloc, în puii mei și după aia să faci așa și un mugur de ăla care să fac de fapt ca niște bulgări de aia mari cât pumnul, ăla miroase și răspândește miros și nu știu ce și am făcut, a zis că ne-am făcut pagubă de vreo 5.000 de euro sau 6.000 de euro. Asta am înțeles eu. Și am spus, acum cum sună, zic, băi, Joe, să mai întâmplă, zic, adică nu i-am spus chiar așa. I-am spus, știam și eu că dacă spui I apologize, nu e cu I'm sorry, același lucru, I really apologize, I really apologize, în fine, și asta e, asta a fost. Și, în fine, într-un final, sau în fine, oamenii până la urmă s-au consolat cu ideea, ce a zis, doi idioți, doi cretini, un român și un brazilian care au mai mult tupeu decât le permite limba engleză, dracu m-a pus, oamenii inteligenți, dracu m-a pus să-i aduc pe ăștia la muncă. Bă, și de atunci nu ne-a mai chemat niciodată la muncă, da? Niciodată nu ne-a mai chemat la muncă, ca să știți. Așa. După două săptămâni a zis la brazilian, bă, n-ai acte, fugi, așa. Și că i-am zis și eu lui Joe, băi,
Vezi că ăsta e cam cu ciudat, adică nu știu, vezi tu, nu că, Doamne iartă-mă, ia-l, ține-l, dă-i cash in hand, dar nu asta, care pașaport, știi și tu, în fine, știa și el. Așa și mie m-a luat și m-a dus, a zis, vezi că nu mai am muncă pentru tine, așa, în fine, terminase cei drepte pe meseria mea, eram strong, așa, dar zice, lasă că te plasez eu în altă parte și m-a plasat în altă parte, m-a dus la un prieten de-a lui, da. Ce să mai... Și asta a fost povestea pentru astăzi. Da, cu actul, ți-am zis, negru, negru lituanian, auzi, bă, pașaport, brazilianul și-a cumpărat pe nașpa pașaport lituanian, bă, nene. I-am zis, bă, dar nu găsești un pașaport portu, italian măcar. Bă, unguresc, că și la unguri sunt ăștia, sunt țigani mulți, da, țiganii că sunt la închis la culoare. Dar oricum și așa ăsta avea trăsături de sud-american. Da, nici chiar ți nu puteai dacă el... Nu aveai cum. Știi ce spun? Rar, unde vezi, bă, tu țigan creți azi? Rar îi vezi, foarte, 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 foarte rar. Și are culoarea aia, că asta e altfel, nu e ca la, știi ce zic, partea de Punjab, da? Că și țiganii sunt emigranți, sunt din Punjab, de acolo sunt originea. Deci una este indianul la culoare, da? Și alta este brazilianul la culoare, ca să ne înțeleg, sau sud-american, da? Atenție, nu e chestie de rasism, este despre realitate. Despre asta e, ești negru, negru, dar aia zic, negru diferă, nu? La fel ca și albul, de exemplu, polonezii au un alb spre gălbui culoarea. Ungurii la fel, ungurii, de exemplu, sunt un pic mai tuciurii, așa, e un alb spre negru, spre negru, spre culoare închisă, spre maro, da? Că asta e realitatea, deci, da, asta am spus, bă, ce dracu, mă, tu pașaport? Pașaport lituanean te-ai găsit, mă, să-ți iei. Nu găseai și tu altă nație în puii mei. Cam asta e, toate cele bune. Și, na, asta mi-am adus acum aminte că mi-am... În fine, a fost întâmplarea asta cu prietenul meu care mi-a dat mesaj. Toate cele bune, să ne auzim cu bine.